Sute de copii și-au anunțat participarea la cel mai mare cross organizat la Mioveni. Startul competiției va fi dat la ora 10, de la intersecția Bulevardul Dacia cu strada Părăști, iar locul de sosire va fi la Catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel, unde va avea loc și premierea câștigătorilor. Alături de cei 500 de copii vor fi prezenți cunoscuții sportivi, Camelia Potec, înotătoarea româncă care a cucerit 200 de titluri naționale și a realizat multiple recorduri, Ana Maria Brânză, multiplă campioană națională la scrimă, secțiile junior și seniori, și luptătorul de kickboxing Ionuț Iftimoae. Acest proiect vizează promovarea mișcării, a sportului, care înseamnă sănătate, dezvoltare fizică și mentală.